Da, sigur, am mai efectuat lucrările de recompartimentare, bineînțeles, instalații, revizii, instalații și suplimentare în urma solicitărilor ISU. Am închiriat în prima parte, în prima fază, către un operator economic, unde își va desfășura activitatea sub forma de caserii, după care ne vom muta și noi birourile acolo și, bineînțeles, căutăm noi chiriași pentru a întreaga suprafața clădirii. Când se va muta SCHL-ul și piețe acolo? Sperăm că într-o lună și jumătate, două luni de zile, să avem birourile operaționale.